Adi, a trecut un an și o lună de când ai fost instalat în funcție de selecționer al naționalei. Ce s-a întâmplat cu antrenorul Adi Vasile în toată perioada aceasta? Cred că am trăit și trăiesc în continuare de la fiecare convocare un vis și o responsabilitate foarte frumoasă. Cred că este cea mai mare mândrie pe care o poți avea ca antrenor, să-ți reprezinți de propria țară. Ești mulțumit de ce s-a întâmplat cu echipa în acest an? Cred că a fost un an cu multe provocări. L-aș împărți, dacă vreți, în prima parte cu turneul preolimpic și cu jocurile de calificare pentru mondial, după care cu partea a doua, în care au fost niște schimbări importante în echipă pentru pregătirea, hai să zicem, primei părți a campaniei pentru Euro, dar și a campionatului mondial. Un an cu două părți, ca să spun așa, dar cred că un an în care unele dintre cele mai importante lucruri și aspecte ale echipei au fost că tot timpul am intrat în teren, crezând și dorind să învingem pe oricine. Și faptul că în fiecare meci ne-am luptat tot timpul până la capăt. Iar pentru mine, să am pe parcursul acestor meciuri, care au fost pe în 2021, de fiecare dată implicarea asta din partea de jucătoarelor, și nu mai spun de bucuria de a juca cu suporterii în tribune și la Mioveni și mai ales la Mondialul din Spania, cred că sunt niște aspecte foarte pozitive pentru prezent și poate mai mult, poate pentru viitorul echipei. Faptul că ai primit vot de încredere din partea Comisiei Tehnice este o confirmare a faptului că, din toate punctele de vedere, se vede că suntem pe drumul cel bun. Nu cred că sunt într-o poziție în care pot sau am cum sau mă gândesc vreodată să pot să mulțumesc pe toată lumea, pentru că nu avem cum. Cred că handbalul este un sport atât de greu, încât cu mulți ne uităm și vedem alte aspecte și avem un alt interes apropo de modul în care jucăm handbalul. Celor care m-au sprijinit, colegilor care m-au sprijinit, le mulțumesc. Celor care au avut altă părere, nu fac decât să mă facă să fiu și mai ambițios și mai bun. Așa că tot ce-mi doresc în viața asta este ca mâine să fiu mai bun decât astăzi, și orice astfel de lucruri nu te poate face decât mai puternic și face parte din cariera noastră. Pentru că vorbeai de adversari puternici, din punct de vedere al competiției, începem în 2022 cu un adversar puternic. E bine, îți doreai poate altceva? Mie îmi plac foarte mult provocările, îmi plac foarte mult adversarii puternici. Cred că nu există scurtături către, hai să spunem, către performanță, către vârful piramidei. Așa că trebuie să te bucuri de fiecare ocazie pe care o ai și să încerci în fiecare ocazie pe care o ai să fii foarte bun. Timpul pe care îl petrecem, exceptând mondialul, când evident stăm mai mult timp împreună, este foarte scurt. În timp de o săptămână joci de multe ori două meciuri, ai câteva antrenamente și atunci trebuie să eficientizezi timpul foarte, foarte bine. Danemarca este un adversar foarte puternic. Cred că este noua echipă și echipa care vine din spate și o să fie o putere în handbalul mondial în viitor. Deja la ultimele două turnee sunt locul 4 la Euro și locul 3 la campionatul mondial, cu niște jucătoare cu multă experiență internațională și cu vârstă bună, dar pentru noi este încă o plăcere și o bucurie să intrăm în teren, să încercăm să câștigăm împotriva celor mai buni, pentru că nu cred că poate să existe o motivare mai bună decât a încerca să-i bați pe cei mai buni. Mai ales dacă joci acasă. Și mai ales dacă în spate foarte mulți oameni care o să fie și sunt convins că o să fie alături de noi, pentru că suportul lor o să conteze foarte mult. Anul trecut spuneai că la momentul revenirii Cristinei Neagu la echipă îți dorești ca ea să găsească o echipă îmbunătățită. O găsește în 2022? Cred că sunt multe aspecte din jocul nostru care sunt un plus la acest mondial și, repet, mă refer doar la meciurile împotriva celor trei echipe europene foarte puternice, pentru că acolo îți vezi exact nivelul. Cred că am făcut pașii corecți în absența ei de la echipa națională. Acum, evident, având-o pe Cristina în echipă înapoi, nivelul nostru o să crească. Dar, în același timp, este nevoie tot timpul de lucrurile de bază, despre dorința de a te sacrifica jucând în tricoul României, despre
dacă vreți, plăcerea asta de a trăi responsabilitatea tricoului echipei naționale. Cred că astea sunt niște aspecte foarte frumoase și niște valori din alea poate un pic învechite, poate pentru noua generație, dar eu sunt un pic trăit cu vechea generație și pentru mine tricoul echipei naționale este sfânt. Așa că, evident, mă bucură reîntoarcerea ei la echipa națională. Acum încolo trebuie să muncim să ne calificăm la Jocurile Olimpice de la Paris.